Naiul Andrei Chira și vocile corului Arpeggio din Italia au răsunat în inima Madridului, acompaniate de maestrul Gianluigi Zampieri. Concertul a strâns sute de persoane în Basilica San Miguel, una dintre catedralele cu cea mai bună acustică din lume și singura din Spania în care se poate cânta fără microfon. Urmăriți un reportaj semnat de Oana Dobrescu. Basilica Pontificia San Miguel din Madrid, cu o capacitate de 300 de locuri, a fost neîncăpătoare. Ne doream foarte mult să începem turneul nostru cu Spania, tocmai pentru faptul că aici este o comunitate foarte mare de români și noi venim dintr-o comunitate mare de la Roma, din Italia, și chiar ne-am bucurat să vedem biserica arhiplină și foarte mulți români, dar și foarte mulți spanioli care ne-au urmărit. Ca anul trecut am intrat în contact cu grupul Arpeggio și s-a creat ca un fel de familie muzicală. Eu aș fi singurul intrus, fiind eu italian, dar eu mă simt mai mult român, pentru că România este o țară care m-a primit și unde păstrez cele mai frumoase amintiri din cariera mea dirijorială. Catedrala, construită la 1700 de arhitecți italieni, are o acustică impresionantă. La sonoritate este magnifică, pentru că nu ai mármol mai decât în suel. Și asta permite că se oiga și se cante sin el microfon. O seară minunată, cu o energie aparte și publicul, într-adevăr, foarte călduros, ne-a primit cu brațele deschise. Corul Arpeggio, pe care îl cunosc de când îndeplineam funcția de ambasador la Roma, a știut să dea un sens vocației pentru artă. Și m-am bucurat să-i regăsesc la Madrid, pentru că, așa cum am menționat în discursul meu, am crescut împreună. Următorul concert va fi la Roma.